E timpul știrilor din Uniunea Eurasiatică. În studio, Rodica Kravchenko, vă salut! Un nou impuls pentru dezvoltarea industriei turistice autohtone, a costumelor populare și a prosoapelor, grație cărora oamenii de știință studiază istorie și cultura pe care strămoșii le-au lăsat o moștenire de secole. Totodată, faimosul ermitaj și-a deschis ușile pentru vizitatori. Acestea și alte subiecte din țările comunității eurasiatice în emisiunea de astăzi. Pandemia de coronavirus a dat pe neașteptate un nou impuls dezvoltării industriei turistice interne din fiecare țară. Vizitarea obiectivelor turistice locale poate deveni o parte integrantă a vieții. Oricât de paradoxal nu ar fi, dar anul acesta va fi unul prielnic pentru a privi cu alți ochi meleagurile natale și poate chiar veți rămâne plăcut surprinși. Se pare că acum este cel mai oportun moment pentru a vedea dunele de nisip din Rusia. Acestea sunt situate pe curonianul Spit la înălțimea Iefa, unul dintre cele mai vizitate locuri din regiunea Kaliningrad. Anul trecut, aproximativ 600.000 de turiști au vizitat acest loc. În acest sezon, Patrimoniul Mondial UNESCO funcționează conform noilor reguli. Vizitatorii trebuie să păstreze distanța socială, să poarte mască și mănuși. Mergem la Kaliningrad să ne bronzăm, să înotăm, să ne bucurăm de soare și de apa caldă. Turiștii vin acum organizați la anumite intervale de timp pentru a evita aglomerația de la intrare. Magazinele de suveniruri nu sunt toate deschise. Parcul Național pregătește noi trasee pentru a împărți fluxul de turiști. Descoperim în permanență ceva nou pe teritoriul parcului pentru a fluidiza accesul turiștilor. Cosa este foarte populară, acum suntem pe una dintre cele mai îndepărtate trasee ale Parcului Național, care duce la Lacul Lebedelor. Regiunea Kaliningrad spera să primească 2 milioane de turiști anul acesta, întrucât sunt mai multe rezervări pentru luna iunie anului curent față de aceeași perioadă anului trecut. Însă, pandemia și carantina au împiedicat stabilirea unui record. Autoritățile regionale oferă subvenții pentru relansarea turismului și pregătesc noi pachete. Una dintre noile trasee turistice din țara noastră este rezervația naturală din orașul Otaci, raionul Călăraș. La ieșirea defileului, care este înconjurat din trei părți de stânci și o pădure, se află mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Pe teritoriul său se află două biserici, chilii, casa bisericii, biblioteca, casa episcopului, stup și trei izvoare. Este interesant faptul că locuitorii satelor și orașelor din apropiere consideră că apa din izvoare este tămăduitoare. Natura rezervației din Călăraș fascinează cu priveliștile sale frumoase. În pădurea umbroasă și abruptă, călătorul poate merge pe o potecă de lemn și poduri construite de-a lungul râurilor. Turiștii se pot bucura de liniște și de ciuripitul păsărilor, însă cel mai important, pot descoperi Moldova dintr-o altă perspectivă. La Tbilisi, după reconstrucție, s-a redeschis Parcul Mziuri. În 2015, teritoriul său a fost grav afectat de inundații. Locul în care se află parcul este unic. Aceasta este defileul râului Vere, întinzându-se pe 20 de kilometri chiar în afara limitelor orașului. În acest peisaj minunat, drept insulițe, au fost construite diverse obiecte, care s-au transformat într-un minunat complex de educație și îmbunătățirea sănătății pentru copii. Mziuri, numit după Nodara Dumbadze. Mziuri, tradus din georgiană, înseamnă însorit. Unul dintre cele mai frumoase parcuri din Tbilisi a devenit o zonă de recreere multifuncțională, cu foișoare, fântâni și un lac artificial. Avem nevoie de astfel de zone verzi, acolo unde oamenii se pot relaxa, se simt în siguranță împotriva virusului. Georgia arată rezultate bune și este important să le menținem. Acest parc a fost construit în 1982, conform planului celebrului scriitor Nodar Dumbadze. Figurile de bronz ale eroilor operelor sale împodobesc încă intrarea principală. Ele creează o dispoziție aparte pentru vizitatori. Dar parcul aproape a dispărut de pe harta capitalei. Acum 5 ani, zona verde s-a transformat într-o zonă de dezastru. Curentele puternice de apă au distrus aproape tot. În timpul inundației din 2015, când râul Vere a ieșit din maluri din cauza ploilor abundente, acest parc a fost sub apă, iar linia principală de la acest teritoriu a fost inundată. Atunci, puțini au crezut că parcul poate fi reînviat. Reconstituirea a durat 5 ani. Au restaurat mozaicul, podurile, scările și toate tipurile de comunicații. Până și pistele pentru bicicletă au fost modernizate.
Este atât de frumos și confortabil. În fiecare zi vreau să vin aici să mă plimb și să mă relaxez. Foarte curat. Dimineața mă antrenez aici cu părinții mei, iar după prânz vin cu prietenii. Acum există piste și pentru pasionații de skateboard, un teren de fotbal, echipament de fitness. Parcul a devenit disponibil pentru utilizatorii de scaune cu rotile. Autoritățile intenționează să deschidă cafenele de vară și chiar un amfiteatru. Un locuitor din Belarus construiește un castel, dar nu pentru a trăi, ci pentru turiști. Celebrul castel Crevo este acum restaurat, dar deocamdată puteți admira doar copia lui în curtea lui Sergei Bondarenko. Folosim lut care a fost utilizat și la construcția castelului. Ne străduim ca lutul să aibă consistență groasă, să-l modelăm mai ușor. Mai puțină umiditate înseamnă mai puțini pori. Sergei face fiecare cărămidă manual, introduce argila într-o formă specială, iar apoi o arde. Și apoi, strat cu strat, repete tehnica secolului al XIX-lea. Acest lucru nu a fost făcut doar pentru frumusețe, era o apărare dinamică împotriva armelor formidabile. Aceasta este o catapultă care ar putea arunca o pietricică de până la 200 de kilograme. Această clădire din curtea artizanului este o copie a castelului Crevo, doar că de 10 ori mai mică. Fundație de piatră, țiglă și două turnuri. Sergei Bondarenko a restaurat detaliile cetății din schițe și cărți poștale din primul război mondial. Castelul este deja de 5 ani în construcție. Totul a început când împreună cu soția sa au schimbat viața de la oraș în favoarea celei de la sat. Au cumpărat o casă în satul Ciuhnie, unde pământul este unul istoric. Când au curățat locul, au găsit o piatră de altar care are cel puțin 100.000 de ani și atrage mulți turiști. Acum vin mai des, sunt 5 excursii pe zi. Turul este așa, nu ești nicăieri. Când se încheie, este interesant și dorești să revii. De la copie la original poți ajunge pe jos. Însuși, castelul Crevo este acum în ruină. Cetatea este unică. Acesta este primul castel de piatră din țară. El a supraviețuit mai multor lupte. Aici a fost semnată Uniunea Crev, care a influențat cursul întregii istorii europene. Castelul primului război mondial a fost în cele din urmă distrus. Acum este restaurat. Zidul nordic a fost finalizat acum 2 ani. Acum a preluat vestul. Zidul vestic este zidul din care era amplasată intrarea în castel. Se planifică realizarea unui pod și în a treia etapă vor începe să restaureze zidul de est. Ea a suferit cel mai mult în primul război mondial. Restaurarea castelului Crevo este realizată din fondurile alocate de președinte. Fațada și turnul domnesc vor fi în curând restaurate. Sergei Bondarenko are propriile sale planuri. Visează să construiască o mică copie a celebrei clădiri și după aceea să construiască un labirint din piatră pentru a atrage și mai mulți turiști. Colecțiile de cărți manuscrise, icoane și comori din Muzeul Ietkovski din Belarus sunt de interes autentic, inclusiv în rândul experților internaționale. O componentă importantă a colecției sunt costumele populare. Conform semnelor, țesute angajații muzeului studiază istoria și cultura întregului popor. La urma urmei, chiar și cel mai mic punct al ornamentului brodat este o poveste reală pe care strămoșii le oferă de azi generațiilor. Muzeul Tradițiilor Vetkov din Belarus este un adevărat brand, cunoscut mult dincolo de granițele Republicii pentru colecțiile sale unice de icoane, cărți, manuscrise și prosoape. Acest muzeu nu este altceva decât rezultatul dragostei veteranilor pentru patrie. Galina Neceaeva vede cunoștințele despre codul cultural al belarușilor în tot ceea ce o înconjoară și se străduiește nu numai să înțeleagă profunzimea acestor cunoștințe, ci să îi ajute pe ceilalți să o înțeleagă. Divină și luxoasă, astfel este limba noastră a țesuturilor. Țesutul roșu și alb, rang geometric, are vârsta Indo-Europei, adică are 4-4,5 de ani. Bogăția culturii tradiționale beloruse captivează odată pentru totdeauna. Doar ornamentele țesute pe prosoape și cămășe din colecția muzeului sunt mai mult de 200 și jumătate. Pe terțal cu asigură, uitându-te la prosop, poți vedea o persoană, viziunea sa despre lume, personajul, bucuria și anxietatea. Acest cod antic ne spune despre noi înșine, trebuie doar să înveți să-l auzi. U asnovie, gata, romb.
La bază este un romb. Un romb, conform tradiției, este întotdeauna pământul. Crucea este un teren arat. Punctele sunt bob. Romb, torsiune, puncte, teren semănat, arat. Și amintiți-vă cum crește secara. Se extinde până la soare, iar apoi se ondulează. Și torsiunea, care se află pe bancă și pe steag, sunt porumb, care se toarnă. Dar bobul cade din nou din pământ, crește din nou. Și acesta este un semn al eternității, al recoltării veșnice, al prosperității veșnice. Simbolurile și semnele antice l-au fascinat pe tânărul filolog în anii săi de studenție. El însă și-a adus țesătura în căminul universitar. Drept urmare, astăzi, directorul unuia dintre cele mai faimoase muzee din țară administrează o navetă nu mai rău decât un țesător profesionist. Ne-am adunat în cămin, am cântat cântece tradiționale, am făcut reconstrucția ritualurilor. Am țesut-o și a fost o experiență interesantă, cum patria ta poate fi nu numai în sufletul tău. Undeva aici, în această combinație complexă de ornamente tradiționale, se ascunde înțelepciunea secolelor. Experiența acumulată de multe generații sugerează răspunsuri la cele mai importante întrebări din viața oricărei persoane. Prin sală în linie dreaptă, ermitajul se pregătește să primească vizitatorii, dar circulația în apropierea exponatelor va fi interzisă. Muzeul introduce noi reguli pentru ca publicul să nu se acumuleze. Se direcționează și fluxurile. Nu uităm acasă nici măștile. Ce reguli mai trebuie respectate, vedem în reportaj. Pentru a vedea Madonna Lita singură în mijlocul unei sale imense, o priveliște unică, de obicei lângă capodopera lui Leonardo da Vinci, zeci de spectatori. Acum doar jurnaliștii au voie să intre în muzeu. Strict câte unul, timp de aproape 3,5 luni, ermitajul nu a văzut vizitatori. Atât de gol pentru ultima oară a fost în al doilea război mondial, iar în perioada pașnică, înainte de COVID, câteva mii de oameni vizitau muzeul în doar o zi. Ermitajul a fost închis publicului la sfârșitul lunii martie. În acest timp s-a odihnit de fluxul de oaspeți și chiar s-a făcut și mai frumos. A existat un timp pentru curățarea de primăvară, 1945 de ferestre, 117 scări și 1050 de camere au fost spălate. Acum muzeul este pregătit pentru vizitatori. Este pentru prima dată când facem o vizită la timp, în sesiuni. Limităm foarte mult numărul de persoane. Dacă anterior puteam avea până la 7000 de persoane în săli, acum vor fi 200 de persoane. Acesta este un număr complet diferit. O plimbare prin săli va fi dată doar la 2 ore. Puteți merge doar înainte, astfel încât oaspeții să nu se ciocnească pe culoarele înguste. În loc de ghid, un ghid audio. Poate să treacă fie printr-un rând de săli și să-l vadă pe Leonard, fie prin alt rând să-l vadă pe Tiziano. Dar, din păcate, dacă ușa era întotdeauna deschisă între aceste două săli, acum nu mai există nicio cale de a deschide ușile prin care oamenii se îndreaptă unul spre celălalt. Singurul loc unde oaspeții nu au voie cu siguranță este casa pisicilor din ermitaj. Ele se simt bine, dar încă nu au trecut testele pentru coronavirus. Eroul următorului nostru reportaj este conaționalul nostru, care și acum locuiește și lucrează în Belarus. Datorită muncii sale, culturile netradiționale și neobișnuite pentru această republică sunt înregistrate din ce în ce mai mult în seria nomenclaturii. Ei bine, acolo unde există căutare și inovație, poți conta pe succes. Marginile au înflorit, iar mijlocul este încă în muguri. 2 sau 3 zile mai are nevoie pentru o înflorire completă. Oleg Dobuleac arată punctul culminant al fermei sale, câmpul de lavandă. Pentru a ajunge la o astfel de scară și a găsi formula perfectă, spune el, au încercat o mulțime de soiuri timp de 4 ani. Terenurile nisipoase din sudul Belarusului au fost pe gustul soiurilor franceze. Arbuștii sunt mult mai mult decât dispersați printre locuitori și organizațiile de grădinărit. În plus, persoanele care doresc să facă poze pe fundalul violet, bloggerii și fotografii locali aleg câmpurile de lavandă. Acum, lavanda de la fermă ocupă 20 de hectare. Planurile includ mărirea suprafeței de 5 ori, crearea producției de ulei aromatic și deschiderea unei ferme private. Proiectarea caselor de vacanță, dar și plantarea de arbori au început deja. De asemenea, fermierul inovator continuă să introducă tot mai multe culturi noi în agricultura din Belarus. Aceasta este iuca pe care o cultivăm și la ferma noastră pentru populație,
pentru amenajarea orașelor. Oleg Dubuleac continuă dinastia agrară a familiei, de profesie hidroameliorator. Toată viața i-a fost legată de pământ. Adevărat, la început nu cel din Belarus. Născut și crescut în Moldova, a mers să cucerească orizonturile Europei. El spune că atunci nu exista doar interesul turistic. Pe parcurs căuta o țară în care să se poată stabili și să facă afaceri de familie. Pe vremea mea am vrut să văd cum trăiesc oamenii în Franța, în Turcia, un an în Germania, trei în România, un an în Bulgaria. La final a rămas în Belarus. Erau oameni amabili. Astăzi, roadele muncii concetățenilor noștri pe solul belarus sunt aproape 70 de hectare, echipate cu sisteme de irigație. Aproximativ 100 de culturi diferite, numai căpșuni, mai mult de 20 de soiuri. Sunt și pepeni verzi, la fel de obișnuit pentru Japonia, dar nou pentru plantele de fructe din Belarus, gumi și medlar. Planurile includ și plantarea de cireșe dulci și pere din selecția din Belarus. Acestea, potrivit fermierilor, dau o recoltă bună. Apropo, agricultorul împărtășește de bunăvoie roadele muncii sale. Colegii săi vin în fiecare zi aici, începând cu fermierii care cumpără rasaduri și își încep propria lor afacere. Este prima dată când am venit la această fermă. Am cumpărat doi abuști de piersici și vișini. Foarte mulțumiți! Piersicile sunt dulci, roditoare și cireșele sunt la fel. Iar acum am venit pentru arbuști de trandafir. În Belarus, fermele private cresc 20% din legume din volumul lor total în țară și, deși această cifră este mai modestă, de exemplu în Germania sau în Finlanda, agricultura este importantă pentru sectorul agricol. Sunt extrem de profitabile, mobile, se adaptează cu ușurință la tendințele pieței și de multe ori stăpânesc noi nișe pentru Belarus. Astfel, ei lucrează la substituirea importurilor. În Georgia, agricultura a fost declarată domeniu prioritar. Țara singură trebuie să se asigure cu fructe și legume. Fermierii se bucură de credite preferențiale, dar produsele locale încă nu sunt suficiente. De ce? Aflăm imediat. Control constant, curățenie și calitate, aceste trei aspecte sunt strict monitorizate. La intrare, bariere de dezinfectare, la angajați, măști medicale. Așa au lucrat aici înainte de pandemie. Respectarea standardelor sanitare și igiena personală este prioritară. Una dintre cele mai mari fabrici din regiune procesează tone de fructe și legume pe zi. Compania face uz atât de munca manuală, cât și de tehnica robotizată. Desigur, direct din câmpuri și grădini nu puteți încărca produsele în frigidere. Prin urmare, trebuie să spălați totul, să separați frunzele, să distribuiți după dimensiune și calitate și numai apoi să spălați bine. Aici este un duș rece pentru afine. Aici, signora Cherry face baie, iar acesta este drumul brocoliului spre boxul pentru sterilizare. Aproape totul este ca într-un bazm pentru copiii despre Cipolino. Compania spune că sunt gata să crească volumele, dar până în prezent nu există o cantitate necesară de produse. Putem spori procesarea uneori, dar pentru asta fermierii trebuie să ne furnizeze fructe și legume. Dar produsele nu sunt suficiente. Prin urmare, Georgia cumpără de la vecinii săi și s-ar putea asigura și singuri. Regiunea centrală a Georgiei este cunoscută pentru grădinile sale. În apropiere se află orașul Gori. Merele Gori sunt deja ca un brand, deși există zeci de soiuri diferite. În economia avansată a regiunii se lucrează la tehnologii moderne. Introduc sistemul grădinilor intensive. Distanța dintre copaci este de un metru, între rânduri 2,5-3. Astfel de grădini se mai numesc și industriale. Totul merge direct pe masă la consumator. Pierderile sunt reduse la minim. Rentabilitatea este importantă. De ce un fermier are probleme financiare? Da, pentru că am investit mai mult decât era necesar sau am economisit ceea ce nu se poate face. În timp ce fructele de pe ramuri sunt umplute cu suc, Irakli împărtășește secretele succesului cu colegii. Spune că metodele bunicului nu mai funcționează, terenul trebuie să fie profitabil. Suprafața medie a grădinilor locale este de la 10 la 20 de hectare. Există peste 200 de astfel de ferme în regiune și dacă se organizează lucrarea corect, este garantată o recoltă de 600-700 de mii de tone. Anul acesta, fermierii moldoveni au avut parte și ei de o perioadă grea, la început îngheț, apoi secetă și ploi abundente, uneori cu grindină. Toate acestea au afectat recolta. Dintre fructele care au înghețat, de exemplu, piersicile au fost cele mai afectate. În unele regiuni, întreaga cultură a fost pierdută. Practic, în unele regiuni s-au atestat până la 90% din cais care au înghețat. Și iată, la capitolul cais, noi să avem mai puține cais decât comparativ cu anul precedent.
Asociația Moldova Fruct reunește aproximativ 180 de producători și exportatori de fructe sâmburoase. Liderul său consideră că cultura a fost deteriorată din cauza precipitațiilor insuficiente toamna și după aceea din cauza iernii călduroase. Potrivit Ministerului Agriculturii, anul acesta, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, recolta de piersici și caise în Moldova va fi cu 50% mai mică, iar prețul acestor fructe va fi de 2 ori mai mare. După o lungă pauză, grădina botanică s-a deschis la Sankt Petersburg, un loc unic unde în orice moment al anului te poți simți ca la tropice. Temperaturile calde și clima prietenoasă îți creează bună dispoziție. Aceasta este Victoria de Amazon, un crin de apă tropical care poate rezista la greutatea unui adult pe frunzele sale. O puteți vedea în America de Sud făcând un zbor transatlantic sau, pur și simplu, fără vize, cumpărând un bilet la grădina botanică din Sankt Petersburg. Există o mulțime de plante în America Centrală și de Sud. Acestea sunt Asia, plante chineze, Australia și Africa. În fiecare seară am colectat, practic, o ofertă globală de plante tropicale. Serele au întotdeauna vreme bună, iar acest lucru este în ciuda faptului că au fost construite în secolul al XIX-lea, sub o cupolă de sticle, kilometri de conducte de încălzire. Flori tropicale, arbuști și copaci se simt aproape ca acasă, dar ei trăiesc puțin în Petersburg, capricios pentru vreme. Chiar și în astfel de condiții de seră, deficitul de soare este de vină. Nu le putem crește din cauza iernii noastre foarte lungi, 5 luni pe an, fără aproape nicio lumină. Este destul de dificil să încălzim întreaga seară la minus 20 de grade. Prin urmare, în fiecare an, tot acest volum verde pe care îl vedeți acum este crescut aproape de la zero. În urmă cu 150 de ani, strămoșii acestor plante gingașe au făcut o donație din America în Rusia sub formă de semințe și lăstari. Acum, urmașii lor le permit celor din Petersburg să se întoarcă la vară tot timpul anului. Pictorul azerbaijan Isa Guliev transformă clădirile înalte din Baku în adevărate opere de artă. Picturile artistice au fost apreciate și de locuitorii, dar și de autoritățile orașului. Cum arată clădirile care par a fi rupte din poveste, aflați în continuare. Baloanele și parașutele, un cadou pentru copii. Tema pentru prima sa pictură murală, artistul Isa Guliev a ales o specială. Pictez o reflectare a timpului în care trăiesc, așa că am descris sfârșitul pandemiei. Copilul privește prin fereastră și vede un copac, baloane colorate, parașute și porumbei. În general, graffiti-ul este interzis în Azerbaijan. Artiștii de stradă negociază cu proprietarii clădirilor abandonate sau pictează noaptea pentru a nu atrage atenția. Cu toate acestea, nimeni nu va picta peste aceste desene. Acțiunea face parte dintr-un proiect de îmbunătățire a orașului, iar autorii mai și câștigă din asta. Stăteam acasă fără muncă. Am văzut întâmplător anunțul unei firme de construcții care se ocupă cu reamenajarea orașului. A decis să participe la competiție și a câștigat. Juriului i-au plăcut cele două schițe ale lui Guliev. Prima i-a luat 80 de litri de vopsea și 10 zile. Ar fi putut fi mai rapid, dar a intervenit vântul. Da, și încă nu mânuiește atât de bine pensula pe un perete atât de imens. Este greu să lucrezi la înălțime. Când pictezi o imagine obișnuită, vă puteți îndepărta pentru a vedea. Aici nu există nicio cale. Trebuie să cunoașteți geometria pentru a calcula corect. Imaginea viitoare a fost consultată și cu locuitorii cartierului. Le-a plăcut. Clădirea noastră este o clădire veche de 92 de ani. În apropierea clădirilor noi, casele noastre păreau cenușii și acum sunt colorate, vibrante, diferă de departe. Acum Isa Guliev lucrează la schițe noi. În total el va semna 5 case și de acum este și artist de stradă. Și-a luat chiar și un pseudonim, corespunzător vremurilor actuale, virusul înfiorător. Și acesta este poate singurul virus pe care îl așteaptă locuitorii și din alte zone ale orașului. O istorie a bunătății vine tocmai din Belarus, unde o familie a salvat o barză rănită. Ea a fost găsită într-o grădină cu picioarele rupte și inițial părea că pasărea nu mai poate fi ajutată. Dar atenția și îngrijirea oamenilor fac minuni. Naripatul a devenit un membru cu drepturi depline al familiei, împreună cu alte animale domestice și chiar a învățat să meargă din nou. Cum trăiește acum barza Tihon, vedeți în reportaj.
Chiar dacă peștele este micuț, el îl mănâncă din mână. Șprote, gingerică și sardină. Asta intră în dietă în fiecare zi. De asemenea, le cade câte ceva și la pisici. La ora mesei le îmbie mirosul și îi ajung la peluza din apropierea casei. În aripatul s-a împrietenit rapid cu animăluțele din curte și ele nu sunt puține în marea familie Vansovici. Pisici, câini, chiar și iepuri. Anume, din cauza iubirii față de animale, familia nu a putut rămâne indiferentă față de nenorocirea Berzei. Бабушка с Полиной пошли искать, ну, картошку посмотреть. Bunica și Polina s-au dus să vadă cartofii și atunci bunica a văzut o barză și a chemat-o pe mama. Ne-am dus cu toții să ne uităm, avea picioarele rupte pe șiruri, deja rămășițele erau în genunchi. У него были перебитые лапки. Ce s-a întâmplat cu pasărea Olga Vansovici încă nu știe, oricum nu era timp pentru gândire. Barza trebuia salvată. Am sunat imediat la clinica veterinară, dar ne-au spus, îi place să stea într-un picior. Ne-au spus că în ciuda faptului că pasărea este inclusă în cartea roșie, trebuie eutanasiată. Am fost într-o clinică înaltă și într-un final am decis că singuri o vom trata. Am tăiat aceste fire uscate, oricum nu avea sens să le lăsăm. Am spălat bine, am pus unguient și am bandajat picioarele. Așa se face că au lăsat barza să rămână în familia lor. Rănile erau bandajate de 2 ori pe zi. Sub supravegherea unui medic veterinar, au administrat injecții pentru a opri inflamația. A tratat aripa, care, de asemenea, s-a dovedit a fi fracturată. Mai târziu, au învățat barza să meargă din nou. Mutau vasul de pește astfel încât ea să se forțeze să ajungă la el. I-au pus numele Tihon. Numele nu l-au ales întâmplător. Iubea Tihon de cele mai multe ori să facă zgomot cu aripile, iar stăpânii strigau Tiho, Tiho. De aici și numele. Tihon doarme într-o anexă din apropierea casei, pe paie, într-o cadă de baie pentru copii. Petrece timp în curte după amiază. Olga, soțul ei și cei 3 copii o iau ușor în brațe, de parcă și-ar da seama că acești oameni grijulii l-au salvat de la moarte. Am găsit un site unde anunțau că au proteză pentru berze. Ne gândim să scriem acolo, poate facem o proteză. În general, desigur, nu există problemă până la toamnă. Și așa, poate ne vom gândi la asta. Poate că îl vom duce la grădina zoologică. Desigur, astfel încât să fie supravegheat de un profesionist. Da, și cald la iarnă. Iar dacă nu, vom face focul în sobă și îl vom încălzi noi. Vom trăi, nu-i așa, Tihon? Budem tăpiți, budem jiți, pravda? Familia se arată încrezătoare că într-o bună zi, pasărea își va lua zborul peste mări și țări. Acum tot ce contează e că e vie și asta grație oamenilor cu inimă mare. Dumnezeu probabil că l-a trimis special pentru noi, pentru că știa că nu-l vom abandona și că va trăi cu noi. Doamnelor, domnilor, ați urmărit emisiunea Continent. Vă reamintim, puteți afla mai multe detalii pe pagina Continent, de pe rețelele de socializare, dar și pe site-ul postului nostru de televiziune. Pe curând, toate bune!